În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De la ultima întâlnire îmi aduc aminte că v-am rostit câteva gânduri izvorâte din evlavia credinței creștine ortodoxe. Acestea s-au referit la răstimpul dinaintea începutului postului celui mare, postului Paștelui sau postului Părăsimilor. Și așa cum procedează Biserica noastră ortodoxă, înainte de a începe un răstimp mai aparte al vieții noastre duhovnicești, al vieții noastre spirituale, trebuie să ne pregătim. De fapt, toată viața omului pe pământul acesta trebuie să constituie o pregătire pentru ce? Ne pregătim pentru școală, ne pregătim la școală, ne pregătim să avem o îndeletnicire, ne pregătim să slujim, ne pregătim să ne dobândim pâinea cea de toate zilele, ne pregătim pentru căsătorie, ne pregătim să ne creștem copiii, ne pregătim pentru bătrânețe. Tot mereu ne pregătim. Dar toate aceste pregătiri sunt trecătoare. Există însă o pregătire care înseamnă purtare de grijă pentru ceea ce va urma după viața aceasta a pregătirilor pământești. Este vorba de pregătirea noastră pentru viața veșnică, dragii noștri. Această pregătire pentru viața veșnică nu se poate fără Dumnezeu. Dacă pentru cele pământești ne putem pregăti și fără Dumnezeu, pentru cele veșnice nu ne putem pregăti fără Dumnezeu, ci numai împreună cu Dumnezeu, pentru că unde plecăm noi din lumea aceasta? Știm foarte bine și simțind că nu toate se au o finalitate după viața pământească. Nu toate se sfârșesc cu viața pământească. Se sfârșește viața aceasta. Dar ceva din noi strigă, ai grijă, că eu mă întorc acolo de unde ființă mi-am luat. Ai grijă, omule, de sufletul tău nemuritor, că te vei întoarce cu el la Dumnezeu. Și ai grijă, pregătește-ți acest suflet pentru marea întoarcere la Dumnezeu, pentru întâlnirea solemnă cu Dumnezeu. De aceea vă vorbeam data trecută despre aceste duminici primăgătoare postului mare, din care învățăm, chiar dacă ne-am îndepărtat de Dumnezeu, cum să ne întoarcem la Dumnezeu. Învățăm cum să purtăm dialogul cu Dumnezeu, cum să rămânem în comuniune cu Dumnezeu, în cooperare cu Dumnezeu. Și să ne aducem aminte mereu că vom muri odată, adică vom pleca din viața aceasta, ne vom despărți de lumea aceasta, se va despărți și sufletul de trup. Dar așa cum spuneam, sufletul merge acolo de unde ființă și-a luat până la obșteasca învierii, iar trupul se desface din cele din care a fost alcătuit. Am văzut cum și noi, ca Fiul cel risipitor, de multe ori risipim darurile pe care le primim de la Dumnezeu în mod gratuit. Ne dă viața ca cel mai important dar, ne dă posibilitatea ca să trăim această viață în comuniune cu El,
ne oferă mai ales iubirea Lui milostivă, ne oferă ceea ce are nevoie sufletul, chiar și trupul, ca hrană pentru fiecare dintre ele. Și cât de păcătoși am fi și cât de înstrăinați am fi de Dumnezeu, să nu uităm că orice întoarcere este binevenită pentru noi la Dumnezeu. Și El nu ne așteaptă decât cu iubirea Lui milostivă, așteptând de la noi inima smerită și blândă, așteptând și noi acea mărturisire, care pentru noi înseamnă o spovedanie, în primul rând. Doamne, am greșit la cer și înaintea Ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc Fiul Tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații Tăi, Doamne. Așa s-a întors Fiul acela risipitor la Tatăl iubitor, așa ne așteaptă Dumnezeu să ne întoarcem la El. Și auzeam săptămâna aceasta, vorbindu-se despre rugăciune, mai ales știind că, în mod esențial, rugăciunea nu poate fi altceva și nu poate fi înțeleasă și trăită în alt mod decât ca o convorbire cu Dumnezeu. Că de asta ți-a dat ție, omule, Dumnezeu, cuvânt. Cuvânt rostit și cuvânt gândit. Ca să vorbești cu Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu ceea ce te apasă, să-i spui lui Dumnezeu bucuriile și necazurile tale. Și vorbindu-se despre rugăciune, spunea că atunci când te rogi, stai cu fața ta către fața lui Dumnezeu. Și așa este, față către față. Și oricât de păcătos ai fi, Dumnezeu nu-ți întoarce fața. Iar ceea ce mai rostim noi câteodată, văzând nenorocirile care vin asupra noastră, și mai ales cele care noi înșine le provocăm, spunem, iată și-a întors Dumnezeu fața de la noi. Nu. Dumnezeu nu are față și spate. Dumnezeu are față pretutindeni. Și am să vă vorbesc altă dată apropo de fața lui Dumnezeu. Dragii noștri, întoarceți fața ta către fața lui Dumnezeu. Numai tu îi întorci spatele lui Dumnezeu. Atunci când nu mai vrei să asculți de Dumnezeu, să asculți cuvântul Lui, atunci când crezi tu că poți trăi și fără El. Iată de ce Biserica, așa cum spuneam, ne pregătește să începem postul cel mare. Este cel mai important post din calendarul de credință al Bisericii noastre ortodoxe. Sunt 4 posturi mari, știți cu toții. Postul Paștelui, care este cel mai important, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, postul Adormirii Maicii Domnului și postul Crăciunului sau al Nașterii Domnului. Iar mai avem rânduite, după credința noastră, și anumite zile de post. Miercurea și vinerea, și pentru cei care doresc să-și îmbunătățească sufletul și viața duhovnicească, se poate posti și lunea, și mai sunt celelalte sărbători, cum ar fi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, înălțarea Sfintei Cruci, când în orice zi ar cădea, ele sunt zile de post. Fiecare post ne pregătește pentru ceva. Pentru amintirea unui eveniment important din istoria mântuirii neamului omenesc. Și cel mai important eveniment mântuitor din viața lumii nu a fost altul decât
învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și tot ceea ce a precedat învierea Domnului Iisus Hristos, prin pătimirile Lui, Cel care a răbdat și a suferit pentru noi, în numele nostru, ca noi să fim iertați de Dumnezeu de toate păcatele noastre. Ultima duminică dinaintea începerii postului mare ne aduce aminte și este numită în calendarele noastre Duminica izgonirii lui Adam și Eva din Rai. Chiar dacă în Evanghelia citită nu se citește un pasaj propriu-zis din Sfânta Scriptură, se citește această Sfântă Evanghelie, această pericopă evanghelică prin care Mântuitorul ne învață simplu cum să postim. Pentru că a devenit chiar o problemă, mai ales în lumea de astăzi, dar cum să postim? Cum să postez dacă sunt bolnav? Cum să postez dacă n-am ce mânca? Cum să postez dacă am serviciu greu? Cum să postez dacă mereu sunt pe drumuri? Cum să postez dacă nu pot fără carne și fără celelalte care nu sunt de post? Cum să postez dacă medicul mi-a spus că trebuie să mai mănânc și altceva? Deși cei mai mulți medici, la cele mai multe suferințe, ce recomandă? Recomandă mâncare de post. Pentru ca și trupul să se ușureze. Și trupul să se curețe și el. Că mai ales după hrana care o mâncăm astăzi, ne încărcăm acest trup al nostru cu atâtea și atâtea care ne provoacă atâtea și atâtea și care ne aduce de multe ori atâta suferință. Și iată ce ne-a spune Mântuitorul înainte de începutul postului. Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel din cerul vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta păcatele voastre. Iată, dragii noștri, noi când ne gândim la post, vai, începe postul, nu trebuie să mai mănânc ceia, celălaltă, scutare. Mai mult ne gândim la mâncare. Și iată, cu ce trebuie să începem postul și care trebuie să fie hrana principală din timpul postului, și anume dragostea, care înseamnă iertare, care înseamnă iertare celor care ne-au greșit. Ce zile trăim noi acum? Ce vedem că se întâmplă aici lângă noi? Aceea este dragoste, aceea este iertare, acolo este ură, acolo este război, acolo este moarte, acolo este răzbunare, acolo este tulburare și neliniște, acolo este prigoană. Și Mântuitorul continuă. Iar când postești, când postiți, nu fiți trist ca fățarnicii. Care își întunecă fețele lor, în alte traduceri, și smolesc fețele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Iar tu când postești, unge capul tău, fața ta o spală. Ca să te arăți nu oamenilor că postești, să te arăți lui Dumnezeu, să te arăți Tatălui tău,
care vede în ascuns. Unde este ascunsul tău, omule? Ascunsul tău este inima ta, ascunsul tău este sufletul tău, ascunsul tău este mintea ta. Spală-o, curăță-o, luminează-o și mintea și sufletul și inima, ca să-i arăți lui Dumnezeu ce inimă ai tu, ce suflet ai tu, câtă iubire și câtă lumină și câtă iertare ai tu în sufletul tău. Și continuă Mântuitorul cu ceea ce înseamnă grija oamenilor pentru comori. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică, unde furii vin, le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde nici furii nu vin și le sapă și le fură. Căci unde va fi inima voastră, acolo va fi și comoara voastră. Ei, dragii noștri, este greu să înțelegem și să nu adunăm niciun fel de comoară pe pământ. Cum să nu-ți faci o casă? Cum să nu-ți faci tu un comând acolo? Cum să nu ai cu ce-ți crește copiii? Cum să nu-ți ajuți copiii dacă ai cu ce, ca să pornească și ei în viață? Cum să nu pui un ban deoparte pentru zile negre? Pentru o boală, pentru o încercare, pentru un necaz greu, pentru un război, pentru un refugiu? Cum să nu? Putem să facem și lucrul acesta, numai că și din acestea toate să-ți faci o comoară în sufletul și în inima ta, în sensul că mi-ai dat, Doamne, eu trebuie să le folosesc, să ajut pe alții, nu numai chiar pentru cei din casa mea, și dacă îmi prisosește să ajut și pentru alții, să transform comoara aceasta pe care am adunat-o într-o faptă bună, într-o milostenie. Să ajut pe cineva, cum am văzut, impresionat, foarte bine, foarte frumos, cum primim pe acești refugiați din țara vecină. Cum au ieșit și ies în continuare românii noștri, stau și mă uit, că de multe ori ce auzim și noi? Sărăcie în țară, foamete, mor oamenii de foame. Și am văzut că din sărăcia și din foamete aceasta dăruiesc românii noștri, credincioșii noștri, cu toată bucuria și cu toată mărinimia, de acolo din puținul acela, din comoara aceea chiar materială, fac din ea comoară în ceruri. Adunați-vă comori în cer. Fac comoară în ceruri, dragii noștri. Extraordinar spirit umanitar, spunem noi. De fapt, extraordinară faptă de milostenie. Și mă bucur că și biserica noastră, iată, iese în întâmpinarea acestor oameni aflați în acest mare necaz al vieții lor, acei copii, acele femei singure, plecați aiurea, lăsându-și casele, măcar de foame și de îmbrăcăminte și de căldură, mai ales în timpul ierii, să nu sufere. Adăposturi. Mă bucur că am văzut acolo preoți, am văzut acolo mănăstiri care au oferit locul de cazare, loc cald, loc de ospătare, loc de odihnă.
Iar noi? Ce să facem, dragii noștri? Sigur, în primul rând, altă putere nu avem decât ca oameni credincioși și ca oameni cu frică de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu și să le spunem că fața lui Dumnezeu este îndreptată și către voi. Întorceți-vă voi fața către Dumnezeu și receptați iubirea Lui. Duminica izgonirii lui Adam și Eva din Rai, care este dinaintea începutului postului mare, ne aduce aminte că, într-adevăr, pentru ce a fost scos afară din Rai Adam și Eva? Pentru că n-au postit, nu s-au înfrânat, n-au ascultat porunca lui Dumnezeu că din toate puteau să mănânce. Numai din pomul acesta, așa cum spune și ție aici, din toate poți să mănânci. Dar totuși, oprește-te de la asta, de la asta, de la asta. Chiar dacă urmarea unei nepostiri sau un nepostiri desăvârșite nu duce chiar la alungarea ta din Rai, de la împărăția lui Dumnezeu. N-a postit Adam și Eva. Și mai ales, dragii noștri, nu s-au pocăit. Căci după iertare, în timpul postului, urmează pocăința. Ce este pocăința? Acest regret, această părere de rău, această căință ta în fața lui Dumnezeu pentru că te-ai depărtat, i-ai călcat porunca lui, nu l-ai mai ascultat, ai păcătuit, n-ai mai ascultat și n-ai mai avut putere, poate, ca să te întorci la el. Și ce să faci? Păi pocăiește-te, adică ce să faci? Spovedește-te. Du-te și varsă și tu acolo o lacrimă de căință, de pocăință, precum femeia păcătoasă, ca să fii iertat, ca să fii ridicat din nou, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă, să se ridice din nou. Prin credință, prin pocăință, prin spovedanie, prin post și să fie viu, dragii noștri. Cu aceste gânduri trebuie să începem postul mare, urmând ca după iertare, dragoste, pocăință, să însoțim postul mare și cu rugăciune mai puternică, mai adâncă, mai stăruitoare și să însoțim și rugăciunea și toate celelalte și cu fapta cea bună și în primul rând cu faptele de milostenie, dragii noștri. Binecuvântăm acest început al răstimpului postului mare. În timpul postului, prin toată lucrarea aceasta, lucrările postului duhovnicești, noi ne luminăm sufletul și inima. Pentru ca în noaptea de înviere să primim sfânta lumina învierii. Să simțim și noi în noaptea de Paște pentru cum ne-au omorât câte puțin păcatele care le-am săvârșit. Dacă ne-am pocăit, ne-am întors la Dumnezeu, ne-am plâns păcatele noastre, ne-am răscumpărat păcatele noastre, ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului vărsat pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre, primim și lumina învierii. Adică devenim biruitori și noi asupra morții și devenim părtași învierii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, care, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, s-a făcut începătură învierii fiecăruia dintre noi.
Să avem nădejde că oricât de păcătoși am fi, Dumnezeu ne iartă când ne oprim de la păcatele noastre. Când punem bun început vieții noastre duhovnicești, vieții noastre de credință, vieții noastre spre mântuire. Să avem nădejde că dacă începe răstimpul postului mare și dacă ni se recomandă să fim mai tăcuți, să vorbim mai puțin și să vorbim ceea ce trebuie, să vorbim mai mult cu Dumnezeu, să ajute Dumnezeu ca să fie tăcute și armele care ați văzut cum luminează cu moarte. Asta este lumina păcatelor oamenilor. Asta este lumina înșelătoare a diavolului. Lumina armelor care ați văzut cum luminează noaptea și aduc moarte și aduc pagubă și aduc îngrozire și aduc răutate și aduc dușmănie și aduc răzbunare. Să tacă armele și să vorbească și să vorbim mai mult cu Dumnezeu și să rugăm mai mult pe Dumnezeu ca să fie pace și acolo unde este război, să ne apere și țara noastră românească de tot ceea ce înseamnă, nu numai pentru noi, pentru lumea întreagă. Se simte un mare pericol acum, că poate izbucni o conflagrație mondială și nu va aduce altceva decât zdruncinare și pe pământ, zdruncinare și în cer, moarte pe pământ. Să avem nădejde în Dumnezeu și să ascultăm glasul Lui, să venim la biserică, să călătorim urcând către înviere, dragii noștri, căci așa ni se cere să înțelegem postul Paștelui ca un urcuș către înviere, care nu este chiar atât de ușor, dar nici chiar atât de greu, că nu ni se cere altceva, altă jertfă, decât jertfa curată a inimii, a sufletului nostru, dragii noștri. Să ne rânduim viața duhovnicească în postul acesta, cu tot ceea ce înseamnă și post de alimente, dar și post al gândurilor, al vorbelor noastre. Pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Postul inimii noastre. Să venim să ne mărturisim păcatele și să ne hrănim și sufletul și trupul cu Sfânta Împărtășanie atunci când Hristos ne așteaptă la ușa Sfântului Altar ca să ni se dăruiască spre iertarea păcatelor noastre și spre dobândirea vieții veșnice de care vă vorbeam la început. Căci aceasta trebuie să fie grija cea mare pentru noi. Cum să dobândim viața veșnică? Cum să ne pregătim pentru a dobândi viața veșnică? Avem în răstimpul postului mare și această purtare de grijă pentru sufletele nemuritoare a celor care s-au mutat deja de pe pământul acesta. S-au mutat la Domnul. Dar nu toate poate au ajuns la Domnul. Știm cu toții că ne așteaptă dincolo și raiul și iadul. Însă biserica și noi rămânem în dialog cu Dumnezeu, în rugăciune cu Dumnezeu, ca să ne rugăm să-i ușureze și pe ei și să ierte de toate păcatele, pomenindu-i în mod solemn în fiecare sâmbătă din răstimpul postului celui mare, oficiind Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, oarecum specială pentru ei. Să nu-i uităm, să-i aducem la biserică ca biserica să-i pomenească și noi cu toții să-i pomenim, dragii noștri. Avem aceste duminici atât de frumoase din răstimpul postului mare, prima, Duminica Ortodoxiei, o duminică a biruinței în
biserica creștină, legat de ceea ce înseamnă icoană, pictură sfântă într-o biserică, care este un dar dumnezeiesc. Nu este un idol, pictura din biserică. Este o față și a lui Dumnezeu și a sfinților, pe care o vedem chiar cu ochii trupești. Avem a doua duminică a Sfântului Grigorie, Palama, om al rugăciunii, om al dialogului tainic cu Dumnezeu, rugăciunea isihastă. Avem duminica a treia din post, duminica Sfintei Cruci, pentru că Sfânta Cruce este arma, puterea lui Dumnezeu cu care luptăm și biruim, dragii noștri. Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat-o nouă. Că se îngrozește și se cutremură nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea ai surpat. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, ne închinăm în îngropării tale și învierii tale. Avem duminica Sfântului Ioan Scărarul, urcând și noi aceste trepte către înviere prin rugăciune, prin rugăciunea Sfântului Ioan Scărarul. Avem, dragii noștri, duminica cuvioasei Maria Egipteanca, marea păcătoasă care prin viață curată, prin post și rugăciune, prin urcuș către înviere, s-a învrednicit de sfințenie. Avem duminica floriilor, avem săptămâna pătimirilor, cea mare, și mai ales așteptăm duminica cea mare în lumina învierii. Să călătorim în postul cel mare, dragii noștri, cu această rugăciune a Sfântului Efrem Sirul, care ne pomenește de fapt de ceea ce am încercat să vă înserez și eu ca gânduri pentru postul cel mare. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvirii, al grijii de multe, al grăirii în deșert, nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește mie slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește cam să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Cu această rugăciune să călătorim și noi în postul acesta, care din durere îl spunem că începe cu această tulburare pe care o vedem, că se întâmplă acest război care se întâmplă aici lângă noi. Bunul Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute. Amin.